Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonline. Iată, ne vină la treabă, tot așa cu subiectele acestea mai tipărate, mai dificile. Încercăm așa, deci, Andreea, să vedem dacă urcăm, dacă reușim să ne prindem de o parte de subiecte. Aseară am abordat așa niște inegalități interesante. Am văzut, pe urmă, inegalitatea mediilor, nu? Importantă, sursa multor inegalități. Am văzut și inducția matematică, instrument de lucru foarte important pe care trebuie să-l ai la tine tot timpul. Și mi-am amintesc că am rămas cu o inegalitate, n-am putut doar să o facem la prima vedere. Eu îți mărturisesc că n-am avut timp să o fac. Asta e, m-am avut multă treabă. Te-am rugat pe tine să încerci să te uiți la răspunsuri, nu? Da. Și să vedem inegalitatea, dacă te poți folosi. De fapt, vreau să port și o discuție în legătură cu chestia asta. Ce fac autorii când, mă rog, pun câte o inegalitate de asta dificilă, sau un exercițiu dificil, vorbind în general, sigur că indică și la sfârșit încearcă să te dirigeze în condiții în care nu te prinzi, să-ți furnizeze un suport pe baza căruia tu să încerci să rezolvi exercițiul respectiv. Deci, era așa. Dictează-mi ieșiți eu, că nu mai amintesc. Logaritm în baza A din B pătrat. B pătrat plus C pătrat. Supra B plus C. Așa. Plus logaritm în baza B din A pătrat plus C pătrat. A pătrat plus C pătrat. Supra A plus C. Așa. Plus logaritm în baza C. Din celelalte două, A pătrat plus B pătrat. A plus B. Este mai mare egal de 3. Da. Așa. La exercițiul care am mai făcut, așteptam noi să plecăm de la o inegalitate ceva și să putem mă rog, aplicând... Deci, da, B și ce puteți să spui acolo? A, B, C, să începem mai mare, mai mare decât, mai mare sau egal decât 0. Mai mare egal decât, și 0? Nu poți să fii și 0. Nu, mai mare strict decât 0. Strict decât 0, dacă n-ar fi fost posibil, cum fi în bază, da? Da. Baza mai mare ca 0 și diferit de 1. Da. Deci A, B și C și diferit de 1. Da? A diferit de 1, B diferit de 1 și C diferit de 1. Da. Și ne-am străduit noi un pic, hai să spunem, aseară. Și nu ne-am prins deloc. Nu ne-am prins, asta e, așa se poate întâmpla. La prima citire, dacă nu ai o idee bună, nu pornești. Da. Te-am rugat să te uiți tu la răspunsuri. Hai să vedem ce spune răspunsul. Citește. Presupunem că A mai mic egal decât B, care este mai mic egal decât C. Stop. Deci iată că autorul, având trei numere A, B, C, A, B, C, niște numere reale pozitive, steluță, da? Din el plus steluță, adică fără 0, și mai puțin 1, am spus noi acum, între trei numere poate să existe o ordonare. Adică o ordine între ele, da? Adică ce înseamnă? Poți să avem mai multe cazuri. 1. Cazul 1. A mai mic egal decât B, mai mic egal decât C. O altă ordine. B mai mic egal decât 2. A o să-l păstrăm, dar schimbăm pe B cu C. Da. Adică C mai mic egal decât B. 3. O altă ordine. Vine B-ul. Pe poziția asta, B mai mic egal decât A mai mic egal decât A, mai mic egal decât C. 4. B mai mic egal decât B mai mic egal decât C, mai mic egal decât A. 5. C mai mic egal decât A, mai mic egal decât B. Și C mai 6. C mai mic egal decât B, mai mic egal decât A. Deci, există, nu? Una din aceste două situații. Da. În acelea aceste șase situații. Sigur, putem să ne gândim la prima. Între oricare trei numere, date la întâmplare, există această ordine.
Bine. Vezi ce am făcut eu aici? Nu pur și simplu A mai mic egal decât B mai mic egal decât C. Și am gândit mai mult, mai larg. Că între trei numere la întâmplare luate există șase situații, nu? Șase situații. Una dintre ele este șasta. Mai departe. Apoi. Spune că celelalte cazuri se tratează... Celelalte cazuri, adică 2, 3, 4, 5 și 6 se tratează asemănător cum va fi aici. Da. N-are rost să mai urmărim raționamentul pentru celelalte, pentru că cum am făcut, cum o să facem aici, cum face autorul aici, se întâmplă și la celelalte să repete, pur și simplu. Poftim. Da. Avem inegalitățile. Logaritmul baza A din B pătrat plus C pătrat. Deci avem? Avem. Nu știu de unde avem, trebuie să vedem de unde vine. Da? Deci logaritmul baza care? A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C. B pătrat plus C pătrat supra B plus C. Adică primul logaritm. Da, este mai mare egal decât logaritmul baza A din B. Mai mare egal decât logaritmul baza A din B. De ce? De ce nu mai fac nici un pas acum? Să văd de unde vine asta. Mai sunt și alte inegalități, probabil și asta la altă, va fi mai mare egal decât logaritmul în baza B din C. Da. Și cealaltă va fi mai mare logaritmul în baza C din A. Da. Dar eu mă uit la asta. De unde să fie chestia asta adevărată? Dacă ar fi adevărată, atunci, în baza faptului că ABC, ce fel de numere e? Voi uite-te la exercițiul de la început să vezi dacă sunt mai mari decât unul sau mai mici decât unul. Mă interesează foarte tare. Deci, vezi că eu vreau să acum să văd dacă vă respect monotonia sau schimb aici. Despre A, B, C, unde sunt? De la 1 încolo? Sau până în 1? Între 0 și 1? Între 0 și 1. Toate numele sunt între 0 și 1. Da, A, B, C aparțin între 0 și 1. Vezi. Foarte importantă treaba asta. Foarte importantă. Deci A, B, C, care aparțin intervalului 0-1. Deci trebuie să spun că A aparțin lui 0-1, B aparțin lui 0-1 și C aparține lui 0-1. Asta, așa stăm lucrurile. Înseamnă că păstrăm sensul inegalității sau îl schimbăm, dacă e bază subunitară. Dacă e subunitară, Subunitate, se schimbă. Deci de aici ar fi echivalent, va spune că B pătrat plus C pătrat supra B plus C să fie mai mic decât B. Asta ar trebui să s-ar traduce inegalitatea de aici în asta de aici. Da. Acum putem duce pe B în stânga și echivalent cu B pătrat plus C pătrat supra B plus C minus B mai mic egal decât 0. Echivalent cu aducem același numitor. Da. Și avem B pătrat plus C pătrat minus B pătrat minus C minus C minus BC. Nu? Când vin BC, totul supra B plus C. Mai mic egal decât 0. B pătrat cu B pătrat se... Ce se întâmplă? Se reduc. Și rămâne C pătrat. C pătrat. C, dar pe lângă factor comun. C pe un lângă... Un C. C pe lângă... 1 minus B. C pe lângă... Nu, C. C minus B. C pe lângă C minus B. Totul supra... B plus C. B plus C. Mai mic egal decât 0 ar trebui. Da. Da. Ăsta de jos este pozitiv. Da? B plus C este pozitiv, că B și C sunt între 0 și 1. Așa, C-ul e pozitiv. Și atunci? Înseamnă că C minus B trebuie să fie negativ. Da. Deci echivalent va spune că C minus B C minus B mai mic egal decât 0. Adică de parcă aș spune că C mai mic egal decât B. C mai mic egal decât B? Nu am situația asta. Am C mai mare egal decât B. Da. C mai mic egal decât B ar fi în cazul 2, dar noi am mers cu cazul 1.
Deci C nu e mai mic decât B. Și atunci inegalitatea asta e proastă în condițiile astea. Logaritm bazat din B pătrat plus C pătrat se fac B plus C, mai mare egal decât logaritm bazat din B, nu e adevărat. Da. Ar trebui să fie mai mic egal, ca după să schimbe sensul și să dea că C este mai mare sau egal decât B. Da. Mai vedem o dată. Zice, avem în cazul, deci asta e ea, A mai mic egal decât B, mai mic egal decât C, așa spui tu, nu? Da. Și atunci logaritm baza A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C e mai mare egal, spune autorul, decât logaritm baza A din B. Cum B, A este subunitar, se schimbă sensul inegalității, vine B pătrat plus C pătrat supra B plus C, e mai mic egal decât B. Și acum, lucrând la asta, echivalentă cu B pătrat plus C pătrat minus BC minus B pătrat minus BC mai mic supra B plus C mai mic egal decât 0. Am scos BC în factor și vin C pe lângă C minus B supra B plus C mai mare ca 0, mai mic ca 0. Și care s-ar transcrie C mai mic decât B. Lucru fals. Îmi pare foarte rău, dar... Există și o situație de asta, A mai mic decât C mai mic decât B, dar nu, da. În cazul nostru, nu e adevărat. Logaritm baza A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C, mai mare egal decât logaritm baza A din C, oare ar trebui să fi fost luat de autor, dacă luăm din C, nu, A din B, că vine în ordine. Deci odată asta este greșită. Nu. Mai departe, ce spune el? Apoi logaritm baza B din A. Deci logaritm baza B, B din A pătrat, A pătrat plus C pătrat supra A plus C. Spune că e mare egal decât logaritm baza A de B din C. B din C. Hai să vedem. Asta ar fi adevărată. Ceea ce s-ar traduce cu a spune că A pătrat plus C pătrat, te vorbești tu. A pătrat plus C pătrat supra A plus C mai mic sau egal decât C. Mai mic egal decât C, echivalent. Echivalent cu A pătrat plus C pătrat supra A plus C. Mai uite de dată nu cum ai luat condiții, poate A, B, C sunt mai mari ca 1. Autorul ABC. Deci sunt... E ABC. Aparține intervalul 0. Dar ne uităm la exercițiu 3. De ABC mai mare ca 1. Ai văzut ce mai făcut? Ce mai ai făcut? Păi nu așa spune? 3 cum începe? Fie ABC mai mare ca 1. Hai să ne zicem noi. Dacă e mai mare ca 1, nu se schimbă sensul. Așa, deci A mai mare ca 1, B mai mare ca 1 și C mai mare ca 1. Și atunci, sensul inegalității se păstrează aici, da? Da. Deci se păstrează și sus. Mai mare egal. Deci mai mare egal. Avem mai mare egal. Și rămâne C mai mare egal. Aici mai mare egal decât 0. Mai mare egal ca 0 și asta înseamnă că C mai mare egal decât C mai mare egal decât B. Și este adevărat, nu? Că C mai mare egal decât B. Deci bine, ștergem ce întrebare. Apoi de aici se păstrează sensul inegalității, deci vine minus C mai cum? Mai mare egal decât 0, da? Echivalentul a spune A că... pătrat plus C pătrat. A pătrat plus C pătrat. Minus C pătrat plus... Minus C pătrat. Minus AC. Minus AC. Totul plus supra... A plus C. A plus C. Mai mare egal decât 0. C pătrat plus C pătrat.
duce? A pătrat plus... Nu, A pe lângă A... A pe lângă A minus C. Da? Supra A plus C. Mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Și A plus C este obligatoriu mai mare decât 0. A este mai mare decât 0. Și atunci A minus C trebuie să fie mai mare egal decât 0. Adică este de fapt ca spune A că... A mai mare egal decât C. A mai mare egal decât C. Este adevărat? Da. Cum este nu adevărat? Nu este adevărat asta. Nu e adevărat. Nu. Că ea e mai mică. Greșim undeva aici, deci logarem baza B din A pătrat plus C pătrat supra plus C mai mare egal decât logarem baza B din C. Da. Și atunci A pătrat plus C pătrat supra plus C minus C mai mare egal decât 0. Deci minus AC, C pătrat se duce, A pătrat prin A minus C supra plus C mai mare egal decât 0. Și acum înseamnă că A minus C să fie mai mare ca 0. A minus C. Adică A mai mare decât C. Nu? Tradus. Da. Și fals. A e mai mic decât C. Băi, când am zis că ne merge treaba, atunci s-a împotmolit. Deci al doilea logarit în baza B din A pătrat plus C pătrat supra A plus C e mai mare logarit în baza B din C. A, B, C. Deci se păstrează AC minus C pătrat se duce C pătrat A pe A minus C supra plus C mai mare egal decât 0 A mai mare egal decât C. Păi, asta iarăși ne dă bătaie de cap că nu este adevărată. Deci A mai mare decât C. Și dincolo a fost că... C e mai mare egal decât B. C e mai mare egal decât B. Deci ăstea două s-ar plasa aici. A mai mare egal decât C. Așa le-a dat prima dată, nu? Da. Aici A mai mare egal decât C. Și C, și C mai mare egal decât B. Deci în ordinea asta pentru logaritmul ăsta. Dar celălalt logaritm, care ar fi celălalt? Logaritm baza. Logaritm baza C. C din B pătrat plus C pătrat. A pătrat. A pătrat, da. Așa. Supra B plus A. B plus A. Este mai mare sau egal decât logaritmul baza C din A. C din A. Care s-ar traduce, C-o fiind păstrându-se sub inegalității, B pătrat plus A pătrat din A. Supra B plus A. A minus C, minus A, e mai mare egal decât 0, că se păstrează sensul. Ceea ce ar însemna că B pătrat plus A pătrat minus A, B, minus A pătrat supra A plus B, e mai mare egal decât 0, A pătrat cu A pătrat și dăm pe B pătrat minus B pe lângă B minus A. Supra A plus B mai mare egal decât 0, ceea ce ar însemna că B e mai mare egal decât A. Adică A e cel mai mic, A mai mic. A mai mic egal decât B. Este adevărat asta, da? Deci... Doar a doua inegalitate. A doua inegalitate suferă. Prim, A mai mic egal decât B. Prima a fost că B mai mic egal decât C. Deci am avut aici A mai mic egal decât B. Da. B din... deci B mai mic egal decât C. Deci dacă ăsta e mai mic decât B, B mai mic decât C, atunci înseamnă că A mai mic decât C. A mai mic decât, egal decât C. Și ne-a dat ca mai mare egal decât C. Este împotriva fiei treaba asta.
transitivitatea asta, spune, dacă ai mai mic decât B, B mai mic ca C, atunci ai mai mic decât C obligatoriu. Mai vedem încă o dată. Unde greșim? La al doilea, nu? Aici e contradicția. Da, al doilea. Logarim baza B din A pătrat plus C pătrat supra A plus C mai mare egal decât logarim baza B din C. Fiindcă B e supraunitar, deci se păstrează sensul și se duce C pătratul, cum s-a dus la noi, și vine AC, A pe lângă A minus C, supra plus C mai mare egal decât 0. Deci A minus C mai mare egal decât 0, A mai mare egal decât C. Asta este situația. Poate ciudat, deci adevărul din prima și a ultima rezultă că a mai decât ce și inegalitatea ce înseamnă că nu are loc. Deci asta înseamnă clar că a mai mic decât ce, așa trebuie să se întâmple și nu două ne dă ca mai mare decât ce. Înseamnă că inegalitatea a doua nu o putem folosi. La mea baza B din A pătrat plus C pătrat supra plus C mai mare decât logaritmul baza B din C. Și A pătrat plus C, A plus C mai mare egal decât minus C mai mare egal decât 0. Deci mă duc bine. Deduc termenul asemenea, A pentru A minus C, A plus C mai mare egal decât 0. Nu. Nu văd. Deci nu merge inegalitatea. Deci A mai mic decât B, B mai mic decât C, e clar că A mai mic decât C și tot mai invers, apare că A mai mare ca C dacă o folosesc. Da. Atunci, povestea este că nu mai poate continua. Deci autorul, în modul în care s-a gândit să folosească asta, nu are sorți de izbândă. Iată că am găsit o slăbiciune în exercițiu, în demonstrația lui. Pentru că A, B, C. Pentru că modul de raționament ar fi trebuit ăsta de făcut. Știu că ar trebui să merg înapoi. C-ul e mai mare ca B. Adică C minus B e pozitiv. Da. Că asta, că C e mai mare ca B. C mai mare ca B, C minus B este mai mare ca 0. Și atunci pot să înmulțesc sus cu un C și jos cu un B plus să înmulțesc cu un C, inegalitatea asta. C minus B și s-o bani la B plus C, că ea rămâne tot pozitivă. Da. Și înapoi, desfăcând paranteza, venea C pătrat minus CB, C pătrat minus BC, supra B plus C, și adunăm și scădem un B pătrat. Adunăm și scădem un B pătrat și se traduce B pătrat plus C pătrat minus B pătrat minus BC și ducem pe BC, de-l distribuim și vine B pătrat plus C pătrat supra BC minus B. În față, linie de fracție, B pătrat plus BC supra B plus C. Se bate pe B în factor și vine B plus C cu B plus C. Se simplifică și rămâne B-ul simplu, care se trece în partea cealaltă și ajung aici. Și vine B pătrat plus C pătrat supra B plus C mai mare egal decât BC.
logaritmăm inegalitatea în baza A, deci o logaritmăm în baza A, și vin logaritmul baza A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C, mai mare e egal decât logaritmul baza A din B, că se păstrează sensul. Și am ajuns la asta. Deci, în mod normal, eu am vrut să văd dacă sunt adevărate. Prima, în ordine asta, fac păstrând-o, este ușor mergând înapoi și dau peste asta. Dar din a doua, dacă eu vreau să o folosesc, pe a doua numai trebuie să plec cu A mai mare egal decât C. Însă, datorită primei și a ultimei, da, ar trebui să fie fost A mai mic egal ca C, da, ca să fie aici. Deci ar fi trebuit la A mai mic egal decât C. Însemna A minus C este mai mic egal cu 0. Și înmulțeam și sus și jos cu A. Și cu A plus C, dar cu mai mic aici a fost. Mai mic, mai mic, mai mic. Tot timpul aș fi avut mai mic. Și când logaritmez în baza B, inegalitatea de aici logaritmată în baza B, se păstrează sensul. Și fiind mai mic, ar fi fost aici mai mic. Și asta nu ar fi fost valabilă cu mai mare, ci ar fi fost cu mai mic. Și două ar fi fost în final valabilă cu mai mare și asta cu mai mic. Și atunci inegalitatea nu, e, nu, mai, nu, nu, nu mai lucrează. Asta, asta ar fi fost cu semnul care? Mai mic. Îmi pare foarte rău, dar nu văd raționamentul. Înseamnă că autorul a mers pe chestia asta, i s-a părut că merge și totuși nu e adevărat. Nu, ca să putem demonstra contrariu, ar trebui să găsim o tripletă ABC subunitar, niște numere, dar vine greu să le găsesc acum, pe care dacă le înlocuiesc, să nu facă un număr mai mare ca 3, ci să facă un număr mai mic ca 3. Și dacă faci un număr mai mic ca 3, înseamnă că am găsit un contraexemplu care să dea peste cap exercițiu. Adică să spunem, nu este adevărat. Din felul în care am gândit aici, ne dăm seama că sunt șanse să găsim cele trei numere care să nu fie, să mă duc la un contraexemplu. Dar mi-e foarte greu să mă duc peste ele acum, să le găsesc concret. Ce pot eu spune? Doar atât, că așa cum o construiesc aici inegalitatea și mă duc înapoi, cum o fac pe asta și mă duc înapoi, când s-o fac pe cealaltă, plecând de la faptul că ai mai mic decât ce, ai mai mic decât ce, inegalitatea asta va fi cu mai mic tot timpul și nu va mai avea, nu va mai păstra același sens ca aici. Deci nu mai păstrează același sens și de aceea se strică exercițiul. Bunul simț mi-ar spune că ar trebui să fie bine. Transitivitatea lucrează, da, dar nu mă ajută aici. Deci una din cele trei, asta se va întâmpla, una din cele trei inegalități nu este satisfăcută păstrând ordinea de acolo. Dacă mai duci la cealaltă și aș începe lucrurile la fel, se va întâmpla. În concluzie, nefiind același sens a inegalității cu mai mare, nu le pot aduna. Da? Că, iată, două sunt păstrează cu mai mare, iar cealaltă va fi cu ce, cu ce sens inegalitatea? Cu mai mic. Și fiind cu mai mic, nu le pot membru cu membru, că nu mai am același sens. În concluzie, mai rămâne să mai cercetăm. Dar, iată, eu am încercat să înțeleg dacă autorul ar fi avut dreptate, poate nu văd eu ceva, dar după ideea pe care mi-o sugerează el, așa ar fi trebuit să merg. Dacă ar fi așa, fiecare ar fi mai mare, atunci da, când adun, ăsta, logaritm baza din B, plus logaritm baza B din C, plus logaritm baza C din A, da, C din A, face 1. Și folosind inegalitatea mediilor a trei numere. Deci, dacă ar fi, hai să spunem, dacă ar fi fost toate adevărate, adică logaritm baza din B pătrat plus C pătrat supra B plus C mai mare ca logaritm baza din B,
A din B. Apoi, logaritm baza B. B din A pătrat plus C pătrat. A pătrat plus C pătrat supra A plus C. Mai mare egal decât logaritm baza B din C. B din C. Și respectiv logaritm baza C. B pătrat plus A pătrat. B pătrat plus A pătrat. Supra B plus A. B plus A mai mare egal decât logaritm baza C din A. C din A. Atunci, deci dacă au fost toate trei și le-aș aduna, că am nevoie să le adun, din ce motiv am nevoie să le adun? Pentru că asta spune inegalitatea. Da. Suma lor. Deci le-aș fi adunat și aș fi obținut ce lucru? Logaritm baza A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C plus logaritm baza B din din cine? Din A pătrat plus C pătrat supra A plus C și plus logaritm baza C. C din B pătrat plus A pătrat supra B plus A ar fi mai mare egal, că toate sunt mai mari, decât suma celor din membru drept. Mai mare egal decât logaritm baza din B. Plus logaritm baza B din C. Din C plus logaritm baza C din A. Și atunci, în situația asta, am trei numere. 1, 2, 3. Iar egalitatea medilor spune A1 plus A2 plus A3, totul pe 3, media aritmetică. Da. E mai mare egală cu A2 la aceeași medilor 3. Da. Radical de ordinul 3, din A1, A2, A3. Deci ar fi mai mare egal acum, mai mare egal, de 3 ori radical de ordinul 3. Deci din logaritm din baza A din B, o logaritm baza B din C, o logaritm baza C din A. O logaritm baza C din A. Și egal cu 3 ori radical de ordinul 3 din logaritm baza A din B, logaritm baza B din C, face logaritm baza A din C. Hai să vedem. Deci, pe logaritm baza A din B, haideți să-l trecem în baza B. Deci, logaritm baza A din B, scriem ca logaritm. Să-l trecem în baza C. Nu în baza C, în ce bază? A. În, dacă îl trec tot în A, în A nu se. În B. Deci... Ar veni că, dacă îl trecem în baza... Hai să trecem în baza C. Ar veni logaritm baza C, C din B. Din B. Supra logaritm baza C din A. C din A. Și atunci... dacă... Ați luat aceeași numitor, asta apare așa, logaritm, echivalentul, logaritm baza C din A, C din A, ori logaritm baza A din B, face logaritm baza C din B. Exact ce am văzut azi. Deci, logaritm baza C din A, ori logaritm baza A din B, parția simplifică A-ul, da. Și rămâne logaritm baza C din B. C din, din B. C din B. Baza de aici cu argumentul celui de-al doilea. Asta, așa zic și eu aici. Logaritm baza A din B, o logaritm baza B din C, face logaritm baza A din C. De acord? Da. Deci vine logaritm baza A din C. Ori logaritm baza C din A. O logaritm baza C din A. Și asta, iarăși, se duce pe diagonală da. Și face logaritm baza din A. Cât este logaritm baza din A? 1. Deci, e dat mai departe, 3 ori 1, 3. Da, 3 ori, adică 3 din 1, 3 ori 1, 3. Și iată că, în condițiile astea, suma asta e mai mare decât logaritm baza din B, plus logaritm baza B din C, plus logaritm baza C din A, care e mai mare egal
cu inegalitatea, nu folosind inegalitatea mediilor, decât 3 radical de ordine 3 din produsul logaritmilor, care face 1. Deci, în final, ar fi fost frumos, ar fi dat 3, nu? Da. În dreapta. Că asta e mai mare decât suma logaritmilor, iar asta e mai mare. Asta, la rândul, e mai mare egal decât 3 logaritmi baza 3 din produsul ăsta, iar astea 3 fac 1. Da? Și 3 ori 1 egal cu 3. În, așa ar fi fost, ar fi fost interesant. Da. Dar avem slăbiciunea aceea pe care încercăm să o vedem. Eu ți-aș propune să mai revin încă o dată. Da. E frumos a gândit autorul. Am cele 6 posibilități. Cum fac la primul, dacă așa s-ar fi întâmplat așa, fac și la celelalte toate. Dar la primul, 2 inegalități merg, fructificând inegalitatea de acolo, însă la a treia, păstrând ordinea de acolo, la a treia nu mai merge. Sensul inegalității nu mai este același lucru. Adică una din inegalități nu mai păstrează sensul. Și nu ne putem aduna, ce păcat. Să sperăm că dibuim ingheșițul sau rămâne cu slăbiciunea asta, din păcate. Deci ăsta este un ingheșițiu clasic, cunoscut, dar să fi păcărit atâta lume? Iată iarăși o întrebare. Este o simetrie frumoasă, e plăcut ochiului. Da. Este bine gândit ca ingheșițiu, însă destul de artificial. Că pleci de la A mai mic decât B, A minus B duci în stânga mai mic egal decât 0, sau B minus A. Și înmulțești cu un C și A plus B plus A jos, îți faci paranteza, este artificial, adică nu e... N-aș spune că este o idee chiar așa la îndemâna noastră. Da? Deci trebuie să pleci chiar și construcția idei în sine. Între 3 numere la întâmplare există una din cele 6 ordini. Hai să luăm o ordine. Și plecăm cu inegalitatea aceea care a fost. Am ordinea A mai mică egal decât B, mai mică egal decât C. Și mergem cu A mai mică egal decât B. Adică ar fi echivalent cu a spune că A minus B mai mic egal decât 0. Așa? Deci A mai mic decât B, A minus B mai mic egal decât 0. Mulțim în sus cu cine, cu C parcă era, C pe lângă A minus B și jos parcă cu A plus C. A plus C, da. Parcă așa zice, A plus C, care înseamnă mai mic egal decât 0 și dacă traduc aici ar fi CA minus CB C, A, sau era A pe lângă A plus? A pe lângă A plus... Ia vezi, cu ce mulțim? A pe lângă A minus C supra A plus C. Nu, ăla era C. A pe lângă A minus C supra A plus C. A plus C. A, deci A minus B înseamnă că mulțesc exact cu A, descăzutul cu A. Vezi? Da. Deci dacă e A minus B, trebuie să mulțim și sus și la numărător cu un A și jos este A plus B aici. Da. A plus B. Și atunci ar fi fost, cât ar fi fost? A pătrat minus AB supra A plus B mai mic egal decât 0. Ceea ce ar fi dus la în formă echivalentă A pătrat, am nevoie de plus B pătrat. Am dus și scad un B pătrat. Da. Deci vine A pătrat plus B pătrat minus A pătrat minus... nu, de ce minus A pătrat? A, minus B pătrat. L-am adunat pe B pătrat, trebuie să scad minus B pătrat minus AB totul supra A plus B mai mic egal decât 0 și distribui numitorul A pătrat plus B pătrat supra A plus B. Deci A pătrat plus B pătrat supra A plus B minus, vin de fracții, B pătrat plus AB, am scos minusul în față,
supra A plus B, mai mic egal decât 0, echivalent cu ce fac acum? Factorul B pe lângă A plus B. Așa, pot aici, bine, A pătrat plus B pătrat supra A plus B minus B pe lângă A plus B, totul supra A plus B, e mai mic egal decât 0, da? Echivalent cu A plus B cu A plus B se simplifică și inegalitatea din A pătrat plus B pătrat supra A plus B minus sau mai mic egal decât B, duc B în partea cealaltă. Și logaritmăm în baza A pătrat plus B pătrat în baza C. Și ar fi echivalent, se păstrează sensul inegalității, logaritm în baza C. A pătrat plus B pătrat supra A plus B este mai mic egal, că se păstrează sensul, decât logaritm în baza C. C din B, nu? Da. C din B. Din păcate, iată, sensul este cu mai mic egal. Da. Și cum trebuia să fie din ce avem noi ca obiectiv, a fost mai mare egal. Deci, încă o dată, are destul de mult artificiunea. Da. Deci, între trei numere A, B, C, există una din ordinea acestea. Și A mai mic egal decât B de acolo, plecăm cu ea. Înseamnă A minus B mai mic egal decât 0. Înmulțesc asta cu A supra A plus B. Cu A supra A plus B. Deci descăzutul și le adun A și B ăsta, da? Da. Și vine A pătrat minus AB supra A plus B mai mic egal decât 0. Acum adun și scad un B pătrat, ca să am acolo A pătrat plus B pătrat, supra A plus B, se distribuie în două fracții, A plus B se distribuie la numitor, ca să pun, și clar că rămâne B-ul, adică apare asta, A pătrat plus B pătrat, supra A plus B mai egal decât B, logaritmăm în baza C, în baza C, pentru că acolo așa avem nevoie, dar rămâne sensul mai mic egal. Logaritm baza C din B. Când s-ar schimba sensul aici? S-ar schimba dacă sensul dacă... subunitar. Dacă ar fi subunitar. Cum nu avem mai mare decât 1? Cum e precizat mai mare egal decât 1, ar trebui să păstrăm. Bun. Deci asta, odată se dă peste cap, vezi? Da. Hai să o luăm pe cealaltă. A mai mic egal decât C. A mai mic egal decât C. Și să facem construcția. Să vedem dacă același lucru se întâmplă. Deci A mai mic egal decât C ar fi echivalent cu A minus C mai mic egal decât 0. Așa. Și apoi înmulțim și cu sus cu un A supra A plus C, da? Da. Deci vine A pe lângă A minus C supra A plus C mai mic egal decât 0. Că e un număr pozitiv care mulțim. Da. Și apare A pătrat minus AC supra A plus C A plus C mai mic egal decât 0. Adunăm, scădem un C pătrat. Da? Deci vine A pătrat plus C pătrat minus C pătrat minus AC supra A plus C mai mic egal decât 0 echivalent cu distribuim numitorul și vine A pătrat plus C pătrat supra A plus C, da? Minus C pătrat plus AC C pătrat C minus C pe lângă A plus C, da. Minus C pe lângă A plus C supra A plus C mai mic egal decât 0
Și atunci A plus C cu A plus C se duc. Da. Rămâne A pătrat plus C pătrat. A pătrat plus C pătrat supra A plus C minus C. Mai mic e egal decât C. Mai mic e egal decât C aici. Îl duc pe ce parte aia? Da. Și logaritmul în ce bază? B. B. Deci echivalent aici, logaritmul în baza B, B din A pătrat plus C pătrat supra A plus C mai mic egal logaritmul baza B din C. C. Deci vezi? Din nou, tot cu mai mic egal, fructificând cu atenție inegalitatea. Deci am plecat de la A mai mic egal decât B și mi-a dat cu mai mic egal, am plecat de la cealaltă A mai mic egal decât C și am lucrat tot mai mic mi-a dat. Și dacă plec la B mai mic egal ca C, se produce la fel exercițiul. Și ca să se schimbe după sensul inegalității, ar trebui ABC să fie din 0,1. Dacă ar fi din 0,1, atunci aici, la logaritmul mai se schimbă și merge în ghiștiu. Deci putem face modificarea. Eu greșeală, nu ABC, nu sunt mai mari ca 1, ci subunitare. Da? Aici. Modificarea asta. Deci A mai ABC aparțin de 0,1. Subunitare, ca la prim logaritm mare să se schimbe sensul. Mai facem o dată. Cred că merită acum să redactăm corect la un capăt, să vedem dacă așa merge ideea. Da. Deci o să zicem așa. E clar că din cele trei situații, din cele șase situații, una este asta, da? Da. Dacă ne merge, înseamnă că am găsit limba la ieșiță și totul este perfect. Deci, mergem pe chestia asta, le luăm încă o dată. Deci, una din situații asta, A mai mic egal decât B, mai mic egal decât C, da? Și acum zicem, A mai mic egal ca B, echivalent, va spune că A minus B mai mic egal decât 0, echivalent cu, dacă mulțim cu un A supra A plus B, A pe lângă A minus B. A pe lângă A minus B. Supra A plus B. Da. Mai mic egal decât 0. Mai mic egal decât 0. Echivalent cu A pătrat minus A pe supra A plus B. Mai mic egal decât 0. Și adunăm și scădem un B pătrat. Nu? Da. Deci vine A pătrat plus B pătrat. Minus B pătrat. Minus B pătrat, minus AB, totul supra A plus B, mai mic egal decât 0, echivalent cu A pătrat plus B pătrat supra A plus B, A pătrat plus B pătrat supra A plus B, minus B pătrat plus AB supra A plus B, deci B pe lângă A plus B. Mai mic egal decât B. Hai să zicem de altă, că se vede, nu? Spate pe B în factor, A plus B se simplifică. Și logaritmăm în baza C. Deci și baza subunitară, echivalent cu a spune că logaritmul în baza C din A pătrat plus B pătrat supra A plus B este mai mare sau egal decât logaritmul în baza C din B. Mai mare egal decât logaritmul în baza C din B. Bun. Urmă. Mergem cu A mai mică B, B mai mică C. Da. B mai mic egal decât C. Echivalent. B minus C mai mic egal decât 0. B minus C mai mic egal decât 0. Mulțim. B pe lângă B minus C supra B plus C este mai mic egal decât 0. B pătrat minus BC mai mic supra A B plus C. B pătrat minus BC. BC supra B plus C mai mic egal decât 0. Și adunăm și scădem un C pătrat. Așa, și bine. Și avem B pătrat plus C pătrat minus C pătrat minus BC totul supra B plus C. Este mai mic sau egal decât 0.
b plus c mai mic egal cu 0, care se va duce echivalent. B pătrat plus c pătrat supra b plus c este mai mic egal decât c. Supra b plus c mai mic egal decât c. Și logarimăm în baza a. În baza a și vine logarimă în baza a. A din b pătrat plus c pătrat supra b plus c este mai mare sau egal decât logarimă în baza a din c. Și am luat a mai mic ca b, b mai mic ca c și acum a mai mic decât c, da? Da. Deci a mai mic egal decât c. A minus c mai mic egal decât 0. A pe lângă a minus c supra a plus c mai mic egal decât 0. A minus c supra a plus c mai mic egal decât 0. A pătrat minus ac supra a plus c. A pătrat minus ac supra a plus c. Mai mic egal decât 0. Adunăm și vedem. Adunăm un c. Da. A pătrat plus c pătrat minus c pătrat minus ac totul supra a plus c mai mic egal decât 0. Atunci, a pătrat plus c pătrat supra a plus c este mai mic sau egal. A pătrat plus c pătrat supra a plus c mai mic egal decât c. Decât c, da? Da. Și logarimăm în baza a. Da. Nu, în baza b. În baza b, da, corect. Vine logaritmul în baza. Baza b din a pătrat plus c pătrat supra a plus c este mai mare sau egal decât logaritmul în baza b din c. Mai baza b din c. Și acum, suma celor 3. Deci, logaritmul în baza a din b pătrat plus c pătrat supra b plus c plus logaritmul în baza b din a pătrat plus c pătrat supra a plus c plus logaritm în baza c din a pătrat plus b pătrat supra a plus b. A pătrat plus b pătrat supra a plus b. Așa, e mai mare egal. Egal decât logaritm în baza a din c. E mai mare egal decât logaritm în baza a din c plus logaritm în baza b din c. Tot din ce? Nu. A din ce? Da. B tot din ce? Așa? Dacă așa o reușit. Da, deci, așa e. Da? Logarim baza pe A din ce? Pe baza B. Da? Logarim baza B din ce și următorul B, B din ce? Și plus logarim baza C din B. C din? B. B. Păi, nu prea sunt încântat aici. Hai să mai uităm încă o dată. Deci, prima inegalitate a fost A mai mic decât B. Care ne-a dus la A pătrat plus B pătrat supra A plus B mai mic egal decât B. Da? Deci A pătrat plus B pătrat supra A plus B mai mic egal decât decât B. Și am logarimat în baza C. Și A pătrat plus B pătrat supra A plus B mai mic egal decât logaritmul baza C din B. Cealaltă, B minus C am mulțit cu B supra B plus C și ne-a dus că e mai mic egal decât C. Și am logaritmat în baza A. Și la ultimul am mai mic decât C. A mai mic decât C. Am logaritmat în baza B. Se duce final că mai mic decât C și am logaritmat în baza B. Logaritmat în baza B din C. A mă deranjează aici. A din C. Mai trebuie aici. O să dea 1. Nu face 1. Trebuie A din A din B, B din C, C din A.
Deci este o greșeală. Și A din C și cu C din B faci program în baza A din B. Când ne mulțim acolo. Da. Și program în baza A din B, program în baza B din A ar fi fost aici. B din A. Deci asta este greșit aici. Înseamnă că totul hibare e greșit ce-o ăsta. S-a făcut 50 minute. S-a făcut 50 minute, da. Da.